Iulian Juncănaru, fostul concurent de la Șef la Cuțite, a fost găsit fără suflare în propria locuință. Familia acestuia a confirmat tragicul eveniment. Din primele informații, se pare că Iulian se confruntă cu probleme cardiace. Fostul concurent de la Șef la Cuțite a fost găsit fără viață în propria casă, iar cauza decesului nu a fost făcută public. De profesie medic-stomatolog, Iulian Juncănaru a fost prezent în sezonul 8 Șef la Cuțite, acolo unde a mers pentru a-și demonstra măestria în tainele gastronomiei. Originar din Neamț, Iulian a dovedit juriului că poate face față provocărilor culinare, dar a reușit, totodată, să impresioneze cu povestea lui de viață. Crescut într-o familie modestă, Iulian s-a chinuit să termine facultatea. Pe timpul verii acesta muncea în Italia pentru a face rost de bani ca să termine studiile. Fostul concurent de la Șef la Cuțite era cunoscut în lumea bună a capitalei ca fiind unul dintre cei mai buni medici stomatologi. Prietenii și apropiații medicului stomatolog îi plâng dispariția fulgerătoare. Cei care l-au cunoscut au publicat zeci de mesaje emoționante pe rețelele de socializare. Juncănaru Iulian, cerul să se bucure de tine, prietene! Din omul înger ai devenit îngerul omului. Veghează-ne și zâmbește-ne de acolo, doctore! Odihnește-l, Doamne, în sânul lui Avraam! Cum o să uităm clipele petrecute, cum ai lăsat toate realizările tale și toate eforturile depuse? Prea tânăr ai părăsit această viață și ai lăsat un gol imens familiei și prietenilor. Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău! Drum lin printre îngeri, drag prieten! Pentru noi rămâi acel om pe care mulți și-l doresc aproape. Drum lin alături de îngeri! Drum bun, dragul meu prieten, sunt doar o parte din mesajele prietenilor.